Focarul de COVID-19 se extinde în rândul personalului Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Luca din Suceavița. Pe lângă cele 42 de persoane confirmate pozitiv la începutul săptămânii, încă 10 angajați ai centrului au fost depistați cu noul coronavirus. Astfel, numărul persoanelor infectate de la Suceavița ajunge la 52, din care 17 sunt angajați ai centrului. Persoanele infectate au fost transportate la Spitalul Județean Suceava și Spitalul Municipal Rădăuți, iar Direcția de Sănătate Publică a început o anchetă epidemiologică și efectuează demersurile necesare pentru gestionarea corectă a focarului.